stăm de vorbă cu băiatul care a câștigat premiul oferit de Centrul Europe Direct în valoare de 65 de RON la concursul de modeling, dar au fost printr-o tragere la sorți. Și tu ești fericitul câștigător. Te-aș ruga să te recomanzi? Bună ziua! Mă numesc Pascal Bogdan Alexandru, sunt din Botoșani, am 17 ani și am venit astăzi mai mult ca să mă scriu la castingul pentru modeling, care pur și simplu reprezintă o pasiune pentru mine. Mereu a reprezentat o pasiune să pot să merg pe scenă, să fiu în ochiul lumii, să fiu admirat. Și, da, este mai interesant că ai spart gheața și ai fost unul dintre cei care au răspuns și corect la întrebările care au privit posibilitatea căutării unui job în Uniunea Europeană. Job în Uniunea Europeană. Sau chiar la noi în România. Ar fi o idee și la noi în România. Încă nu știu ce facultate voi urma, dar mereu am privit școala ca un lucru foarte important. Și trebuie să văd ce o să fie pe viitor. Ce notă o să iau la BAC, la ce facultate o să intru și după să mă organizez pe o meserie ceva. Dacă nu, poate chiar modeling-ul, de ce nu? Și cum crezi că te-ar putea ajuta cunoștințele tale despre Uniunea Europeană în dezvoltarea acestei pasiuni? În dezvoltarea acestei pasiuni și despre drepturile pe care le ai. În primul rând, ca să cunoști aceste lucruri, te faci un om carismatic, un om care știe să vorbească, știe să integreze în societate, știe să spargă gheața, știe să vorbească, știe să se apropie de toți. Și pe deasupra ambalajul ajută. Și asta este. Bine, eu te felicit și îți doresc ca să ai o carieră pe măsura șansei tale. Ok, mersi, mai vedem. Pa!